зовут Сунт Андрей, Сунт Фондатора де ла Смокин Ривз. Ще коло, кум гаїна? Ще гаїна джунгела, тому що їх тема сюди. Это не тема еще, да, сент... Круто. Сибу не ваше дезиграде. Супер, супер, супер. Костица, это нормально. Апаріці стілують бірі пейлейл, єсті фарті встринс лігати ді періода індустріалізерій ен Англія. Ен ані омії шаса суті, омії опцуті. Еначе періода сі дізволта фартітарі індустрія ші коксул, ка комбустібіл, а ді вініт фарті популярен індустрія гря. Коксул єсті ун комбустібіл, єсті ун дерівад дін карбуні. Єла ді вініт фарті популярен індустрія гря, дін мотивка єл тимпул ардерій, ну є мана мултфун, дар продуча фарті мулта енерджія, а діка температура луйді ардері єра фарті налта. Вена не умієш асуті шаптізеч, коксул ще гасіт локул ще на індустрія ді фабрикарі ді малца. Часто єра ун лукур фарті імпортам. Дін чи мотив? Пына на ні умієш асуті шаптізеч, малцу сі луска прин ардере лемнулы сало карбунилы. А чисти или манау фарти мулт фум, шди на чест мотив, мал сулым биба, а чисти ароме, шди трансмитя ультериор бери. Пилынга часто, тоти мал цурле, кариси фабрикал, еле дивинял декулари кофени, шди тоти берили, кари се продучал, дивинял декулари майнтуникаты. А тучкан коксул, че гасит локулым фабрикаре мал сулы, ел пилынга чек, ну, емана фум, ел ауферит посибилитати кам енглезий се продука пентру прима дата малцур дикулари дискисе. Атунчи ел анчапу се фолосяска чест тип ди малц пентру бере, кари ера дистул ди дискисе лакуларе, кари ултериор санумит пейлейл. Они плакут сагатеск, ну, пентру мини, да, сагатеск пентру, пентру алц уамин. Не тари не плачу, кум, кан уамини, кан манынка шау, я мотил есть о позитиве, для шей, ши я угатеск. Окей, я ну сум букатар профессионал, а мы на спате у екип фарти буны, бине антренаты, я ус, хай спуним, бому кари каута, чава инвентяза, чава, дика, чава с фашим, кум аста тэс фаш, с организем. În 2019 noi am deschis restaurantul bazat pe carnea fumată americană. Ingredientul de bază, adică carnea, am luat-o ca costiță, adică am vrut să scoatem ceva în prim plan. Și am zis, hai să facem costița și am început a studia cum să faci costița pe continentul american. Eu am vrut să fac un food truck, așa cum l-a făcut Franklin Barbecue. Eu de la dâns foarte mult m-am inspirat. Și am început să-l construiesc prin, pe la sfârșitul la 2019. În anul 1709, pentru prima dată apare o mențiune de apariția la termenul Pale Ale. Iar în 1780, deja acest termen devine destul de popular. Бирари încercau să experimenteze cu diferite tipuri de hamei, însă cel mai renumit și cel mai popular și cel mai gustos pale ale se considera din regiunea Burton-on-Trent. Este o regiune foarte importantă pentru că era bogată cu gips. Din acest motiv, apa care se extragea din sondă era foarte bogată cu sulfați. Sulfații la rândul său pronunțau mult mai bine amareala hameiului și dădeau nuanțe mai bogate. Pe lângă aceasta, datorită sulfaților, berea devenea mult mai transparentă și mult mai clară. De aceea, berile pale ale care veneau de anume din regiunea Burton-on-Trent se considerau de calitate mai înaltă. Peste o perioadă de timp, o parte din berari din alte regiuni, neavând așa tip de apă, au început să o îmbogățească ori cu gips, ori cu diferiți sulfați. Și a apărut termenul de Burtonization, ceea ce însemna îmbogățirea apei și adaptarea ei anume cum este în regiunea Burton-on-Trent. Noi la Litra facem același lucru. Noi îmbogățim apa noastră cu sulfați ca să accentuăm aromele hamieiului și berea să devină mai clară.
ca să promovez un restaurant, e foarte bine să, să particip la diferite eventuri, diferite festivaluri. Asta e pur și simplu undeva la locații, în afara orașului, ok și în oraș, spate când e careva evenimente prin centrul orașului, dar mai mult mă îmi place așa undeva în afară la oraș, pe un deal, la o parcare cu, cu camioanele astea care sunt aici. Adică undeva unii o să mă duc, am pus prițepul dimineața, am aprins focul și încep să fun costiță. Și deja aștept oaspeți să vie și eu îi hrănesc și împreună cu o bere bună, împreună cu dispoziție, cu muzică, trece ziua aceea care, care o organizăm. Cel mai bine se combină cu mâncarea afumată, cu carnea afumată, se combină bierea. Stilul de bere Pale Ale, fiind foarte popular în acele timpuri, a început să se diversifice. Atunci au început să apară diferite tipuri de Pale Ale, ca de exemplu Amber Ale, American Ale, Scotch Ale, English Ale și așa mai departe. Toate evident că se diferențiau la gust și la arome. Majoritatea Pale Ale-urilor engleze erau cu nuanțe de caramelă, iar Hamay Ale oferea nuanțe ierboase și condimentate. Eu mai mult prefer Pale Ale-uri de stil american cum este Pale Ale-ul nostru. Pentru că el este mai revigorant, fără nuanțe de caramelă și cu hamieri mult mai fructate. Pe lângă stilul englez de bere, există și un stil american de Pale Ale. Este un stil destul de tânăr, care își ia rădăcinile încă din perioada coloniilor engleze în America. După destrămarea imperiului englez, mulți din englezi rămâneau să trăiască în America și unii din ei deschideau fabrici de bere și începeau să producă stilul din bere englez. Însă el nu era într-atât de popular. Atunci când s-a introdus interdicția consumului de alcool în Statele Unite, multe fabrici s-au închis și multe stiluri de bere începeau să dispară. În anul 1970, un berar din Sierra Nevada a hotărât să încerce să producă un Pale Ale, însă cu hamieri locale americane. Aceste hamieri i-au oferit berii nuanțe citrice și au devenit foarte brusc, populare și renumite. Și acă în fața mea e ca frumusața de barbecue care eu îl gătesc, dar eu cred că fără o bere bună tot asta nu merge. Și mie îmi pare că Pale Ale cel mai bine se combină cu barbecue-ul meu. Hai chiar să încercăm. Vine! La toate eventurile care să le organizăm noi cu Litra, ca să ai parte de o bere bună și de o costiță suculentă și tare bună. Litra Pale Ale este anume acel stil de bere american care se produce folosind hamierurile americane, care îi oferă nuanțe de citrice și fructate. Este foarte revigorant și gustos. Noi sperăm că el o să vă placă. Noroc!